Bună ziua și bine v-am găsit la conferința de presă premergătoare partidei cu Cehia din preliminariile campionatului mondial. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit aici la Baia Mare, un oraș care iubește handbalul, un oraș de tradiție în handbal. Haideți să vă prezint și pe domnii care vor vorbi astăzi și care vă vor răspunde la întrebări. Domnul Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, domnul Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, domnul George Buricea, selecționerul echipei naționale de handbal a României și portarul, unul dintre portarii naționalei noastre, Dan Vasile. Îi rog pe fiecare în parte, cred că aș începe un pic cu gazda, pentru că a fost atât de amabilă cu noi să ne primească aici. Și vreau să ne spuneți, vă rog frumos, câteva cuvinte dumneavoastră și apoi, după ce fiecare va spune câteva cuvinte, vă rog să le adresați dumneavoastră întrebările. Mulțumesc! În primul rând, bună ziua tuturor, atât celor care ne urmăresc, dar și dumneavoastră, ca oaspeți aici la Baia Mare, în județul Maramureș. Mă bucur că în acest parteneriat pe care l-am început în urmă cu un an de zile cu Federația Națională de Handbal, deja facem anumiți pași pentru dezvoltarea sportului maramureșan. Acest parteneriat este un exemplu clar că sportul băimărian, sportul maramureșan are viitor, la fel cum are și un trecut glorios. Și sper ca pe viitor să avem cât mai multe competiții de anvergură aici în municipiul Baia Mare, în județul Maramureș, și de asemenea că vom dezvolta acest parteneriat cu dumneavoastră pentru a aduce în viitorul apropiat competiții cât mai frumoase, care să dezvolte handbalul pe toate nivelurile lui. Am mare încredere în echipa națională, sper să câștige meciul de mâine și de asemenea să ajungă cât mai sus în clasamentele europene și mondiale. Hai România! Hai România! Mulțumim frumos! Mulțumim. Domnule Constantin Din! Bună ziua! Aș vrea să încep prin a mulțumi gazdelor noastre. Așa cum a anunțat și domnul președinte Ionel Bogdan, am început o colaborare mai strânsă între Consiliul Județean Maramureș și Federația Română de Handbal pentru a organiza mai multe competiții aici pe plan local, pentru a promova handbalul, pentru a încerca să aducem împreună handbalul la un nivel pe care știți foarte bine România l-a avut la un moment dat, un nivel de top, și noi suntem convinși că prin implicare multă, prin muncă multă, vom reuși să ajungem la performanțele pe care ni le dorim cu toții, inclusiv dumneavoastră, inclusiv iubitorii handbalului. Vă mulțumesc mult, domn președinte, și vă doresc mult succes în continuare în a sprijini handbalul maramureșan. Și dacă veți reuși prin dibăcia dumneavoastră, sunt convins că cei care fac sport aici au nevoie de o sală modernă și cred că și noi, handbalul, avem nevoie de infrastructură mai bună pentru a putea oferi spectacol din ce în ce mai bun. Aș vrea să continui prin a mulțumi echipei naționale, staffului. Au depus o muncă foarte bună în această perioadă aici la Maramureș și nu numai. S-au pregătit foarte bine și vă promitem o dublă cu Cehia spectaculoasă și sperăm să reușim să ne bucurăm împreună. Sunt convins că avem o șansă pe care nu trebuie să o ratăm. Trebuie să luptăm împreună, trebuie să muncim împreună pentru a reuși să ne calificăm și să dăm un nou motiv de a atrage cât mai mulți copii la handbal prin această calificare. Este posibil și cred cu tărie în această calificare. Vă mulțumesc mult, domnule Buricea, spuneți-ne două vorbe. Bună ziua și mulțumesc frumos de invitație. Dacă toți suntem la ora mulțumirilor, vă mulțumesc frumos domnilor președinți pentru vorbele frumoase adresate.
Și dumneavoastră că ați venit într-un număr mare, mă așteptam ca la Baia Mare sala de sport să fie plină, că de asta am ales Baia Mare, dar pare să că și sala de conferință este plină și îți plăcut surprins de interes și sunt nerăbdător să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă bucur că se confirmă din nou că Baia Mare a fost alegerea bună pentru aceste jocuri de calificare, pentru că vedem lume implicată la tot pasul, cum a zis și domnul antrenor, și vă aștept întrebările cu drag. Mă rog. Aș începe eu, pentru că s-a vorbit mult și din punctul nostru de vedere sunt prea multe mulțumiri. Am interesat din punct de vedere sportiv și mai ales la dumneavoastră, domnule Buricea. Da. Cum vedeți partida de mâine? Dacă există probleme la nivelul lotului României vis-a-vis de meci? Medicale vă refer. Probleme medicale. Medici mediale, așa e mai importante din punctul meu de vedere. Și dacă puteți să ne transmiteți un mesaj pentru publicul care mâine va fi la sala polivalentă la Stepana. Vis-a-vis de importanța meciului, suntem conștienți cu toții că este un meci foarte important pentru istoria noastră viitoare, pentru cu cât vom reuși cât mai repede să legăm calificări, cu atât mai bine. Va fi un meci foarte greu, pe echipă foarte bună, condusă de un antrenor foarte experimentat. Este clar că avem șansa noastră. Va fi cu siguranță un meci foarte spectaculos. Și da, avem nevoie de susținerea dumneavoastră, a publicului băimărean, că de asta am ales să venim aici. Un public fiind cunoscător acestui sport și avem nevoie de suportul dumneavoastră din minutul 1 până în minutul 60, pentru că sunteți un element foarte important în ecuația acestei calificări. Din punct de vedere medical? Din punct de vedere medical sunt mici, hai să le zic, hărjunele, așa, lovituri după un întreg sezon, suntem la final de sezon. Și e clar că jucătorii se resimt, dar nu mai e nimic foarte, foarte serios și nu știu dacă mai e timp să nu mai avem timp să ne plângem de așa ceva. Trebuie să uităm și să dăm absolut tot ce avem bun în noi dacă vrem să reușim ceva frumos și măreț. O chestiune de culoare. Cum ați reușit să treceți peste sărbătorile pascale, având în vedere că a trebuit să-i țineți pe băieții rău vis-a-vis de bucatele noastre de inimă la Mureș? Să știți că n-a fost foarte greu. În momentul când te apuci de sport, de performanță și ajungi la un asemenea nivel, ești conștient de sacrificiile pe care trebuie să le faci. Și băieții sunt foarte profesioniști, nu a fost ușor, nu a fost greu să renunțe, nu știu, la o sarmasa. Ok, au gustat puțin, dar a fost destul de ok din punctul ăsta de vedere. Și ca jucător, din experiență vă zic, am prins Paște și pe avion și pe ne întorceam de nu știu unde, nu am mai ajuns la masă sau Crăciun, Revelion, tot. Te apuci de sport, de performanță, știi că astea sunt sacrificii. Măcar dacă doar din punct de vedere al bucătăriei să fie asta cel mai mare. Câte goluri ar trebui să avem mâine, după 60 de minute, ca să avem un meci liniștit în Cehia? Asta nu... Să știți că le-am trăit pe toate și am pierdut și acasă și ne-am calificat și acolo. A fost și egal și s-a terminat la un gol. Din punctul meu de vedere, și cred că așa va fi, micile detalii vor face diferența și nu cred că va fi cazul să vorbim de am bătut cu 7 și să pierd la 6 acolo, nu. Va fi la un gol 2 această dublă și nu contează că, dau un exemplu, aici ar fi egal și acolo un gol sau invers. E posibil și așa. E posibil, evident, să fie și 5 goluri și să mergi acolo să ți le apere. Dar prima repriză este la Baia Mare, a doua acolo, cam așa facem noi socoteala și contează absolut orice gol. Nu este vorba de... E posibil să mergem cu... să ne apărăm golurile pe care, diferența de goluri pe care am câștigat-o aici, dar e posibil și să pierzi un gol și să bați două acolo. Se poate întâmpla absolut orice într-o dublă de nivelul ăsta. Cred că va conta foarte mult și publicul de mâine din Baia Mare, care sunt convins că va fi la cel mai înalt nivel. Contează și treaba dumneavoastră, domnule președinte, ca să... În primul rând, sper să se mobilizeze cât mai mulți băimăreni să fie mâine la meci. Contează enorm, vă zic din experiență. Publicul te poate ridica din cele mai grele momente sau să zicem că ești pe vala, ai 4 goluri și la fel.
când sunt și te susțin și pun presiune pe adversar, pe arbitraj, pe... contează enorm, enorm. Una este să joci într-o sală plină, dar care susține sau plină și nu se uită ca la teatru. Am văzut prin Danemarca și mai departe acum, Dinamo la Schern, nu mi s-a părut că era o atmosferă de... Era plină sala, dar foarte ușor. Și una e, dar aici, la noi, în Europa de Est, în Balcan, să zic așa, nu se pune problema de așa ceva. Eu am Ștefan de la Baia Mare Sport, aici sunt. Domnule președinte Ionel Bogdan, vă felicit pentru că ați adus încă o dată un eveniment sportiv de mare anvergură la Baia Mare și vă doresc să continuați pe această temă. Domnului selecționer Buricea îl felicit pentru funcția pe care sau pentru funcția pe care a primit-o din, și încrederea pe care a primit-o din partea Federației Române de Fotbal, dacă, de handbal, iar dacă Federația Română de Handbal va continua pe mâna dumneavoastră, sunt ferm convins că selecționata României va începe să crească și să redevină ceea ce a fost. Am câteva întrebări pentru domnul președinte al Federației Române de Handbal. În primul rând, domnule Constantin Din, cum afectează legea Novac desfășurarea viitorilor competiții interne, respectiv Liga Timbrilor și Liga Florilor? 2. Dacă v-ați publicat ca președinte al Federației de Handbal declarația de avere conform noilor reglementări? 3. Câți sportivi legitimați sunt în handbalul românesc? 4. Anul acesta, AGA, Adunarea Generală a Federației Române de Handbal, a votat dezafilierea 35 de cluburi în handbalul românesc. Campionatele de junior sunt organizate în Apoda, cu calendare competiționale lipsite de orice logică, campionatele de tineret inutile, care au distrus divizia, precum și un sistem competițional foarte prost în eșalonul secund feminin. Un singur curs de perfecționare pentru antrenorii români și acela online. Credeți că handbalul românesc sub conducerea dumneavoastră merge în direcția bună? Când veți reuși, domnule președinte, să treziți handbalul românesc? 5. Când se va stabili data adunării generale extraordinare pentru modificarea statutului Federației Române de Handbal? Și 6. Când se va constitui grupul de lucru condus de Radu Mare, care să lucreze la regulamentele competițiilor de juniori. Cu respect, vă mulțumesc pentru atât de multe întrebări. 6. Cred că ar fi fost mult mai indicat să ne rezumăm strict pentru această temă acestei conferințe de presă, în speță dubla de calificare cu Cehia, pentru că participanții în mod direct la această competiție au programul destul de încărcat. Dumneavoastră a spus foarte multe întrebări, dacă vreți să rămânem noi și vă răspund la toate întrebările punctual. Tema acestei conferințe de presă se referă strict la dubla cu Cehia. Cred că toate, toate aceste probleme se răstrânge și asupra echipei naționale de handbal, atât feminine cât masculine. Dacă puteți, măcar pe scurt, să ne spuneți câteva cuvinte despre toate aceste lucruri. Da, vă pot spune pe scurt. Bă. În această perioadă sau în acest an, Federația Română de Handbal, handbalul românesc, a reușit să obțină o serie de rezultate foarte bune, în speță. Este primul an în istoria handbalului românesc când toate echipele naționale au reușit să se califice la turneile finale, la toate categoriile de vârstă, băieți și fete. Ăsta este un lucru evident, un lucru care spune multe despre modul în care s-a făcut handbal în ultimii 2 ani de zile în România și nu poate decât să ne bucure. Faptul că am reușit să ne calificăm cu toate echipele naționale la turneele finale deja implică o altă strategie în organizarea competițiilor. Există un alt program competițional de care noi trebuie să ținem cont. Era foarte greu să prevedem la început că vom reuși să facem toate aceste lucruri și ideea pe care noi am mers ca și conducătorii handbalului românesc a fost să asigurăm și să pregătim echipele naționale pentru a obține aceste calificări. De aici plecăm cu totul și se schimbă toate datele probleme. Dacă nu aveam calificări, puteam să ne ocupăm mult mai bine de competițiile interne și să ne rezumăm la acest lucru. Sunt lucruri care
trebuiesc gestionate în timp. Noi am ales să calificăm echipele naționale, să le acordăm cât mai multă pregătire și am reușit acest lucru. Nu știu dacă sunteți la curent, dar fiecare echipă națională de copii și juniori are peste 100 de zile de pregătire pe an. Este un efort foarte mare și logistic și financiar pe care am reușit să le punem la dispoziția echipelor tinerilor sportivi. Dumneavoastră ați enumerat mai multe lucruri acolo, sunt părerile dumneavoastră sau altora care vi le-au cerut să le puneți aici. Dumneavoastră spuneți că acest campionat de tineret este un lucru dăunător handbalului, parcă așa ați spus. Da, da, da. A distrus divizia care este al doilea eșelon. Ați avut curiozitatea dumneavoastră ca jurnalist să vedeți dacă federațiile de top în aceste federații, în aceste țări există campionate de tineret? Vă spun eu, există peste tot în lume. Numai la noi nu exista. Știți câți copii abandonau la vârsta de 18 ani handbalul? Peste 90%. Vrem să obținem performanță la nivel de senior cu ce? Cu 20 de sportivi? Existența acestui campionat de tineret asigură tranziția de la juniori la tineret, la seniori. Și cei care lucrează la nivel de seniori au nevoie de tineri sportivi bine pregătiți. În detrimentul eșalonului secund al handbalului românesc. Asta spuneți. Nu în detrimentul nimănui. Faptul că exista o competiție hibrid în care existau echipe care își doreau să promoveze sau nu, sau doar să existe la nivelul acela, și alte echipe care nu aveau drept de promovare, nu făceau decât să ducem la o competiție fără importanță. Meciuri fără miză, meciuri fără mare valoare sportivă. Acum, acest campionat de tineret, a existat o miză, probabil că ați văzut, sper că ați văzut, e prima oară în istoria handbalului românesc când meciuri de copii și juniori se văd la televiziunile naționale, e un lucru inedit. Trofeele Carpați le organizăm la fiecare categorie de vârstă, până acum aveam doar la seniori, ia cât acum avem 8 trofee Carpați la toate categoriile de vârstă și surpriză, se văd la televizor. Confirmați prezența Naționalei Franței la Trofeul Carpați? Pentru anul acesta nu există această confirmare. Există o intenție de a participa la următorul Trofeu Carpați din 2025. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Pentru domnul... Pentru domnul George Bulicea. Acum știe toată lumea că în calitate de fost jucător la Constanța, Steaua, antrenor, nu ați fost denumitor cel mai simpatizat personaj în sala din Baia Mare. Și totuși ați ales Baia Mare. De ce ați riscat? De ce ați riscat? De ce ați făcut acest lucru? Pentru că, din punctul meu de vedere, n-am riscat deloc. Normal, există o rivalitate între Constanța și Baia Mare, dar pe mine aici scrie România, nu scrie nici Constanța, nici Baia Mare și nici Steaua sau ce ați mai enumerat dumneavoastră. Și în momentul când vom înțelege noi primii, că în echipă am jucători și de la Constanța și de la Baia Mare și de la Dinamo, că cu asta am început când ne-am văzut în prima zi, că pe noi scrie România și nu scrie niciun oraș din România. Și voi veți înțelege că eu am venit într-un oraș, ok, ce mai trebuie să înțelegeți că se sară de la un subiect la altul, că noi totuși suntem la handbal, nu la fotbal, unde probabil un jucător de la Steaua și unul de la Dinamo, nu știu ce ar fi făcut cei din galerie sau așa mai departe. Aici noi suntem România, am venit să luptăm pentru România și avem un singur cuvânt, să zic așa, că doar România și hai România și atâta tot. Iar voi, cei din sală, la fel. Ați venit să susțineți România, George Bulicea este antrenorul României și punct. Nu Baia Mare, nu Dinamo, nu Constanța. Când vom înțelege asta, atunci va fi foarte bine. N-am niciun... și nu am nici măcar un 1% frică că nu va fi așa. Am încercat împreună să gândim tot ce e mai bine pentru echipa națională și faptul că am ales la sugestia domnului antrenor Baia Mare, eu am fost de acord cu această propunere și am fost de acord împreună că aici oamenii din Baia Mare reușesc să pună o presiune constructivă asupra propriei echipe și o presiune un pic destructivă pentru oponenți. Eu vă pot dezvălui ca arbitru, am arbitrat de foarte multe ori în Baia Mare, meciuri importante și pot să vă dezvălui că este presiunea cea mai mare pe care am simțit-o în tot handbalul
mondial, aici, la Baia Mare. Sunt oamenii, cunosc handbalul, știu ce-și doresc și suntem convinși că băimărenii sunt alături de echipa națională a României. Ăsta este motivul pentru care am venit, sau unul dintre motivele pentru care am venit să jucăm această dublă aici, acest meci cu Cehia. Și un alt motiv este sprijinul pe care domnul președinte mi l-a acordat pentru a fi aici la Baia Mare. Domnule președinte Ionel Bogdan, v-ați gândit cumva în organizarea acestui eveniment și ca o antrenere la Marea Sărbătoare care se pregătește, respectiv 50 de ani de mina Baia Mare? Sigur că această sărbătoare este binevenită, sunt 50 de ani de existența clubului Minaur, dar această competiție, acest meci, în primul rând, are rolul esențial de a trimite, sper, mai departe România și cred că este reprezentarea României. Eu țin foarte mult la sportul maramureșan, țin foarte mult la sportul băimărean, la handbalul băimărean, însă cred că aici este despre România. Este mai mult de atât. Sunt doi jucători care joacă la echipa națională de la Minaur, ceea ce mă bucură. Sper pe viitor să fie și mai mulți jucători care să joace la naționale și să reprezinte peste tot România. Pe viitor, repet, vreau să continuăm acest parteneriat, să gândim și alte parteneriate. Noi nu avem niciun fel de implicare ca și Consiliul Județean în acest festival sau cum o fi gândit de către cei de la Primăria Baia Mare. Cred că mai bine s-ar concentra pe finanțarea sportului maramureșan și băimărean decât pe alte festivități, mai ales când nu asigur salariile pentru sportivi. Chiar spun unii că nu vă interesează sportul. Parteneriatul cu Federația Română de Handbal arată altceva. Totuși, care sunt prioritățile dumneavoastră? Aveți politici legate de sport, concret? Păi, acum, n-aș vrea din nou să ne abatem foarte mult de la subiectul acestei conferințe de presă, însă nu pot să nu vă răspund faptul că de când sunt președinte al Consiliului Județean Maramureș, am crescut bugetul mai mult decât dublu, atât pentru sportul de performanță, cât și pentru sportul de amatori și pentru proiectele sportive. Drept urmare, cred că această afirmație care se mai face în spațiu public pe aici, pe acolo, este total nefondată. Mai mult decât atât, cred că este extrem de important să ne concentrăm pe juniori, pe tineri, și aici am făcut parteneriatul cu cei de la Fabrica de Campion, care are deja rezultate. Și de asemenea, cred că trebuie să ne concentrăm, ceea ce zicea și domnul președinte Din, ca în următoarea perioadă să dezvoltăm infrastructura sportivă, astfel încât să putem să aducem competiții de top, atât în handbal, cât și în fotbal și alte sporturi, pentru că astăzi, pe exemplu, dacă vrem să organizăm un meci de națională de fotbal, nu avem unde să-l organizăm decât pe calculator. În Baia Mare nu se poate. Dar organizăm festivități și să ne creăm platforme. Drept urmare, cred că trebuie să punem accent pe infrastructură, pe finanțarea sportului, nu doar din bani publici. Aici trebuie să atragem și sponsori privați și ca să atragem și sponsori privați trebuie să creștem credibilitatea administrației publice locale și a sportului în general, a cluburilor sportive, astfel încât să putem să atragem companiile din Maramureș în acest angrenaj numit sport, care înseamnă sănătate și o viață mai bună pentru tinerii noștri și pentru maramureșeni. Mulțumesc! Îmi cer mii de scuze. Dacă aveți întrebări pentru staful echipei naționale, pentru că ei trebuie să intre în programul lor, după care vă promitem că rămânem noi și vă răspundem la ce fel de întrebări doriți. Haideți să ne rezumăm strict acum pentru acest meci și după care îi putem lăsa pe dânsii să meargă să-și vadă de program și noi rămânem să vă răspundem la ce întrebări și le reluăm și pe cele pe care le-ați.
Cât de importantă este poarta într-o asemenea dublă, pe cum este cea cu Cehia? Cât de mare este diferența pe care poate un portar să facă într-o asemenea dublă? Poate fi decisivă și nu numai într-o asemenea dublă, dar tot timpul cred că poarta are un rol special. Se spune în handbal că portarul este 50% din echipă și e clar că acolo se poate face o diferență majoră. Acolo se dă tonul cumva în joc. Cum ai simțit tonusul în rândul cu echipierilor de la echipa națională? Ce anume să simt? Atmosfera și tonusul. Am simțit foarte bune, mai ales de la de când s-a schimbat selecționerul, nu neapărat că s-a schimbat ceva rău, dar tot timpul o schimbare vine cu un impuls anume. Și în momentul în care se schimbă ceva, cumva se schimbă toată energia acelei echipe. Și am simțit schimbarea pe deplin, am și început bine cu niște meciuri amicale cu Macedonia, pe care le-am și câștigat. Și acum continuăm din acele lani de atmosferă bună, cu antrenamente bune și o să vedem la meciul de mâine. Sperăm să o ținem tot așa și să se vadă că tot ce a fost până acum a fost bine în atmosferă, în antrenamente și așa mai departe. Dacă nu mai sunt întrebări... Dacă nu mai sunt întrebări, atunci vă mulțumim tuturor pentru prezență. Și dacă aveți pentru mine și domnul Din după această conferință, mai stăm la discuții. O zi bună tuturor!